Bună seara și bine ne-am regăsit la Puterile Secrete. Este seara de luni, seara dumneavoastră special, seara în care ne întâlnim cu Florentina Mateescu, psiholog, terapeut, scriitor. Bună seara, Florentina! Bună seara, Olga și bună seara tuturor! Cu mine într-o zi, într-o seară atât de puternică și am să enumăr doar trei dintre evenimentele de astăzi. În primul rând, sărbătoarea mare, sărbătoare de bună vestire, sărbătoarea bucuriei, Apoi Furtuna geomagnetică care este în creștere, ți-am arătat deja, am trecut de punctul de jumătatea. Ei, deci suntem aproape de acum suntem la șapte, ea merge până la nouă, să sperăm că nu ajungem acolo. Și eclipsa de lună, eclipsa de lună plină din de astăzi 25 martie. Deci suntem cumva. Uh, Apăsați, într-un fel, din toate direcțiile. Într-adevăr, ți-am zis înainte de emisiune că am făcut o postare vis a -vis de această furtună geomagnetică și sunt 300 de oameni care mi-au scris că simt. Simt o stare deosebită, simt somnolență, oboseală, tulburări de concentrare unii dureri de oase și dureri musculare. În general, o bulversare a stărilor normale. Asta este și de la eclipsă și de la furtună, dar este și un, o zi bună pentru că ziua de bună vestire este o, o, zi de bucurie, de speranță și o zi în care ar trebui să ne gândim la Isus, să ne gândim că se apropie uh, marea sărbătoare de Paște, uh, să ne gândim că Buna Vestire aduce o, o schimbare, un bine, uh, aduce binecuvântare. Este ziua în care cântă cucu pentru prima dată și uh, în tradiția populară, oamenii care aud cântatul cucului numără de câte ori cântă și atâtea zile se spune că atâția ani vor mai avea. Totodată, pe pragul casei, în ziua de bună vestire, este bine să punem sare și pâine ca îngerii să vină să se, cum să spun, să se servească, ei sunt ca și invitații noștri și atunci este normal să-i omenim. Și totodată, bărbații să aibă bani în buzunar și femeile bani aici băgați la piept, asta spune tradiția populară, ca să fie bogați tot anul. E, acum, asta au fost câteva. Um, Vorbea așa din uh, popor, fiecare face cum simte. Uh, e, important este asta: să nu ne certăm cu nimeni, să fim veseli și să aducem această energie a bunăstării și a bucuriei, fiecare, casele noastre. Atât am avut de spus. Așa să fie, așa să fie pentru toată lumea, pentru că vede de-a lungul timpului. Uh, știind sau neștiind exact semnificația bunei vestiri, oamenii au semnificat-o cu venitul binelui. Uh -huh. Și ce înseamnă bine pentru ei. Dile de viață, da, să se prelungească viața, uh, prosperitatea, belșugura, să aibă bani cu care să poată să își asigure cele necesare. Uh, prietenia îngerilor care veneau cu ajutor, deci dădeau un dar oameni, uh, îngerilor și primeau ajutor de la îngeri, adică se adresau tuturor... Uh, zonelor vibraționale ca să poată să folosească energiile în folosul lor, dar frumos, frumos, cu, cu gânduri bune și cu gânduri de, 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 bine și pentru ei și pentru ceilalți. Dacă ar fi să facem așa un art peste timp, această zi de bună arată ceva ce se resemnifică în această perioadă, și nu întâmplător, în această perioadă, e conglomeratul acesta de uh, energii și în schimbare intensă, și o să vorbim puțin de cum, cum sunt fluxurile energetice acum, pentru că ele cuprind toate aceste schimbări de acum. În uh, perioada în care a fost vestită, uh, înștiințată, Fecioara Maria că urmează să uh, rămână însărcinată, deci, se povestește că pleca culciorul la izvor să ia apă și acolo a găsit-o arhanghelul Gabriel care i-a spus că va fi însărcinată și că îl va aduce pe cel așteptat. În continuare, există biserica făcută pe locul în care a fost izvorul de unde lua ea apă și este o apă care a alimentat, e biserica creștin-ortodoxă ridicată acolo și de acolo încă se poate lua apă și de-a lungul timpului a fost un loc de unde oamenii într-o zonă de secetă, într-o zonă cu puțină apă, acolo curgea tot timpul apă și oamenii și puteau lua, lua apă. Deci și asta este o uh, vestire a apei vieții, pentru că, dincolo de a fi o istorie sau o poveste, este o realitate a ceea ce s-a uh, transformat într-un program existențial pentru noi, pentru că, pentru venirea lui Iisus, era nevoie ca oamenii să fie pregătiți. Iisus nu putea să vină la o populație primitivă care nu știa cuvinte, nu putea să vină la o societate care nu era constituită în societate, erau, de pildă, dacă ar fi fost în triburi sau în hoarde sau în, eu știu, răsfirea, să nu, să nu existe conexiune între oameni și să nu existe nici comunicare între ei, Iisus nu ar fi putut să vină pentru că mesajul lui nu ar fi avut cum să fie primit și răspândit cu atât mai puțin înțeles. Ceea ce am putea spune este că venirea lui Iisus a reprezentat un fel de bacalaureat al acelei perioade, un examen de maturitate pentru oamenii acelei perioade. Cei care au avut ochi de văzut și urechi de auzit au înțeles mesajul lui, L-au primit, l-au simțit, l-au urmat, l-au înțeles și au răspândit învățăturile cu care el îi îmbogățise, și apoi au fost și scrise ca să poată să rămână pentru posteritate, și ca mărturie, dar și ca învățătură. Pentru ceilalți, timpul rămâne să devină pedagogul cel mai important. Ceea ce se întâmplă acum, în zi de bunăvestire, Da care este un arc peste timp. și avem o eclipsă totală de lună plină și urmează în aprilie o eclipsă de soare, tot totală. Și avem și aceste furtuni geomagnetice ele fac parte dintr-un complex al mișcărilor actuale, foarte puternic conturate aseară, deci 6-7 aseară, era deja foarte clar programul în fluxurile subtile, un program care creează stare de, nu aș vrea să zic de incoerentă, dar de, de disconfort. Un disconfort, în primul rând, mental, un disconfort al comunicării, al trăirilor, o stare de bulversare, de oboseală, de lipsă de concentrare, de neputință de, de atenție sau de verbalizare, uitarea unor lucruri pe care le vroiam să le facem sau să le spunem, neatenție la ce auzim sau uitarea informației de când o începem până vrem, o terminăm de spus. Toate acestea sunt uh, posibile pentru că fluxurile energetice sunt într-o schimbare a resetării. Deci, uh, ceea ce s-a conturat foarte clar în dimineața aceasta era uh, o, un vortex, inițial am uh, vizualizat-o ca pe un fel de morișcă. Dar este vorba de un vortex care schimbă programul pe noua frecvență pe care va merge în continuare, astfel încât noi să putem să ne dăm examenul de maturitate. Și iată, deci tot într-o într zi de bună vestire vine și această informație pentru că e, e dată de, de la 5 schimbarea asta de flux pe care am văzut-o. Este tot un examen de maturitate și este cel mai mare examen de maturitate pentru că venirea lui Is a fost, într-adevăr, posibilă atunci pentru că oamenii puteau să înțeleagă cei care aveau urechi de auzit puteau să înțeleagă mesajele pe care le-a adus, să le interiorizeze, să le integreze, să le trăiască, să schimbe felul de a fi. Iar acum este mai mult decât foarte necesar. El a declanșat procesul acesta de evoluție, iar acum trecem acest bacalaureat, ceea ce înseamnă că e timpul să intensificăm lucrul cu noi înșine. Acest, această maturitate de care avem nevoie acum este cea în care începem în mod real să depășim joaca prin nisip și să ne gândim că se, se, se scurge printre degete și e totul atât de trecător încât nu, nu rămâne o schimbare vizibilă și veridică, ci să înțelegem că de acum înainte e foarte important, foarte important, ca noi să facem schimbările reale în ființa noastră. Aceste schimbări se referă la a începe să funcționăm în interiorul nostru, ca ființe apte să urce vibrațional în dimensiunea următoare și să te pregătească pentru faza de echilibrare. Pentru că fără această echilibrare din interiorul nostru nu putem să accedem dimensiunile următoare și nu mai vine imediat povestea asta. Nici acum nu a venit niciunul dintre evenimente singur. Mm -hmm. Deci au fost atât de, de, de cumulate și și furtuna geomagnetică, și eclipta și uh, sărbătoarea bunei vestiri cu semnificația ei, cu uh, implicarea unui arhanghel, adică a unor entități de vibrație înaltă, da, care să vestească venirea lui Iisus și să vestească o venire uh, curată. Și aici este un mesaj. Uh, venirea aceasta curată... Uh, uh, Venirii prin Fecioana Maria, care era virgină, înseamnă, din alt punct de vedere, ca semnificație, înseamnă că noi ne ducem spre o lume curată. El ne pregătea pentru o lume curată, o lume în care este foarte importantă uh, lumina din noi. Ea reflectă curățenia din noi. Și nu este vorba doar de a face o curățenie cum se face în casă când dăm cu aspiratorul și ștergem și praf și cu mopul și tot. Este vorba de o curățare energetică, o curățare pe care o avem de făcut fiecare în ființa noastră, însemnând că începem să renunțăm la tarele noastre, începem să renunțăm la neputințele noastre, începem să renunțăm la conexiunile pe care le avem cu spațiul întunecat, la frici, la ură, la furie, la Vorbe urâte, la fapte nepotrivite, la. Deci începem să renunțăm la tot ceea ce reprezintă lucrarea întunericului, pur și simplu pentru că această murătoare, de fapt, face separarea planurilor. Aici e nevoie să înțelegem să, să că suntem, pentru că este vorba de o, o, o rotație, e o morișcă care se rotește și face separarea planurilor. Fiecare secvență se uh, orientează pe traseul ei și oamenii se aliniază propriilor frecvente, deci fiecare dintre noi se conectează la frecvența cu propria frecvență la frecvența fluxurilor energetice planetare. Ele se schimbă acum. Chiar povesteam cu cineva, în weekendul acesta a fost maraton de constelații și vorbeam despre posibilitatea ca. Uh, cele trei vile de întuneric care presupun o resetare planetară să se manifestă de fapt într-o altă formă, nu cu trei vile de întuneric. Că Rom pe România e deja activată cu pola și cu pola asta energetică se, se, va concretiza destul de, de, de puternic ca o forță de protecție. Dar Protejează pe cei cu vibrație înaltă pentru că ea, însă, și este un factor de emanație vibrațională intensă, care îi susține pe cei care urcă, dar nu îi susține deloc pe cei care nu urcă. La nivel planetar se petrece același proces de, de aici, de la noi. Presupun că majoritatea prietenilor noștri știu deja despre uh, centru energetic din Carpat, de unde se con conduce planeta. Uh -huh. uh, un lucru mai puțin cunoscut l-am scris, dacă nu mă înșel, în uh, incursiunii în Atlantida, care a apărut de, în 2008, deci e mult timp de când a apărut. Uh, din acest centru planetar s-a pornit potopul, adică... Uh, Pornirea ploilor și degajarea apelor a fost un proces controlat într-o perioadă în care se făcea trecerea pe, pe uh, un alt plan vibrațional de la de cerea planul 2, uh, 2, centrul 2 fiind cel care are ca element apa și ceea ce s-a manifest manifestat la nivel planetar a fost. Uh, uh, o imensitate de apă, deci a fost atât de multă apă încât toate vechile religii și toate informațiile transmise în toate culturile au o topul. Și l-au pentru că a fost și în memoria colectivă, a fost și în reprezentări, foarte multe reprezentări grafice. Uh, sau uh, povești uh, transmise oral din generație în generație ca să fie ținut uh, minte ce s-a întâmplat. Când vorbim de acest centru din Carpați, multă lume spune, da, bine, ne-ați găsit pe noi că suntem cu pământului. Chiar așa, așa suntem și bine ar fi să studiați și dumneavoastră să vedeți că uh, această cheie apare în uh, tradiția noastră milenară aceste lucruri nu le-am descoperit noi astăzi. Aceste lucruri sunt, aceste informații vin din trecut, sunt, cum să spun, discutate la nivel științific, sunt recunoscute. Este recunoscut faptul că aceast, acest loc este un centru, am putea spune, centrul centrelor al da, structurilor macrocosmice ale Universului, de nu se vorbește numai despre ceea ce știm noi astăzi că este harta lumii, țările și așa mai departe. Este vorba de o structură și de un centru care dirigează tot ce înseamnă în acest Univers. Așa s-a întâmplat să fie aici, la noi, în Carpați. Nu este meritul nostru. Așa a vrut Dumnezeu eu aș spune că e responsabilitatea noastră. Este. Suntem exact în acest uh, centru, în incinta lui. În Asta înseamnă de fapt rai. În de fiecare dată. Chiar este... în buce se află. Chiar în bucei. Da, da, în Apare în, absolut toate um, cărțile de, 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 geografie, în toate cărțile de, de astronomie. Deci nu este un lucru inventat de noi. Nu este și uh, cred că toată lumea care își pune semne de întrebare ar trebui să înceapă cu de ce eu gândesc altfel, pentru că dacă până acum ne, ne puneam întrebarea uh, chiar să fie la noi, eh, nu se poate să fie la noi, că suntem noi, ăia amici. De ce am ajuns să ne gândim că suntem ăia amici când. Uh, Uh, toată istoria noastră este pavată cu oasele celor care au fost omorâți că au vrut să-și uh, păstreze glia, că au vrut să dea pământul lor mai departe copiilor, să nu să nu lase fără țară și fără pământ, cum se întâmplă acum. Deci, uh, deci spuneam data trecută, de asta și tot asaltul ăsta, dacă vrei, și cum să spun, să-l aducem așa în zilele noastre, tot asaltul ăsta împotriva României. Împotriva. Se dorește și se dorește de mii de ani dispariția României. Da? Așa cum am Hai. supraviețuit și ne întrebăm cum? Probabil, probabil sigur, Dumnezeu a vrut să supraviețuim. Acest torsor pe o rază de 2 metri și jumătate, deci o sferă de 2 metri și jumătate în jurul meu, este acum un mediu propice, un mediu în care sunt protejat de factori nocivi, de unde electromagnetice și nu numai. Am reușit să-mi redescoper capacitatea de a mă concentra pentru a putea lucra la un proiect nou. Cred că dacă am fi puțin mai atenți, am putea să facem o analiză simplă. Toți prietenii noștri știu deja de existența foștilor parteneri, de faptul că au venit aici cu dorința de a prelua conducerea planetară. În condițiile în care acest pământ a fost uh, atacat sistematic, uh, vandalizat, au venit și de aproape și de departe. Pentru aur, pentru aur, pentru aur și pentru oameni și pentru puterea lor și pentru gândirea lor și pentru forța lor energetică și pentru aceste locuri sacre, chiar nu ne întrebăm, lăsăm atât de mult influentele care au venit să ne facă să râdem noi de neamul nostru. Să luăm în derâdere puterea românilor, să luăm în derâdere istoricul acestui pământ și energetica acestui pământ doar ca să nu ne spună cineva că ne lăudăm sau că ne arătăm o valoare ireală? Păi atunci acei cineva care veneau, de ce veneau aici? Că și noi dacă ne ducem undeva să cumpărăm ceva, ne ducem acolo unde găsim ceea ce vrem. Nu ne ducem în deșert, unde nu este ceea ce, ce ne dorim. E timpul să începem să facem analize logice a ceea ce se întâmplă în jurul nostru, ceea ce s-a întâmplat în istoria noastră și ceea ce povesteam data trecută legat de Biblie și de programele biblice pentru că și despre Biblie s-a tot spus, s-au spus foarte multe și pro și contra, dar e nevoie să facem o analiză. De ce se spune pro? De ce se spune contra? Ce înseamnă? Care este interesul celui care spune de laudă? Care este interesul celui care spune de, de, critică? De ce au trebuit atât de multe suflete? De ce au trebuit atâți oameni să moară pentru pământul ăsta? Când până în alte țări stăteau un. Na. În, în, zona lor, fără să trebuiască să te apere într-una că vin năvălitorii și că vor aur și că vor să ia femeile și copiii ca să poată să ducă mai departe o genă care nu e a lor. Dacă nu eram bun, dacă nu eram deștept, dacă eram coada lumii, nu ar fi vrut nimeni să pătreze gena noastră sau să-și o însușească, sau să-și să, să îmbogătească gena propriei nații. Adică E timpul să, să na, schimbăm puțin abordarea pentru că uh, ce dăm întotdeauna se întoarce la noi. Vorbeam data trecută de, de oglindile seniene, de prima oglindă care spune că tot ceea ce noi dăm în exterior se întoarce la noi. Uh, din punct de vedere, uite, ca o paranteză: Românii au dat tribut, 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 tribut. În aur, în argint în muncă, în oameni, în femei furate, în copii luați de lângă familiile lor, lucru care se întâmplă și astăzi, tocmai pentru că e vorba de gena noastră, e gena celor din rai. Este gena care a purtat amprenta angelică și atunci, în momentul în care acești oameni au fost vruți N-au fost degeaba. Nu te duce nimeni după tacul de gunoi al vecinului. Toată lumea se duce după bijuteriile pe care le are vecinul. Și să, să, să venim puțin în realitate. Bine, spuneam noi de, de data trecută despre aceste modificări care au început să apară și de faptul că. În momentul în care a fost scrisă Biblia, ea este traducerea programului existențial, e o traducere a unui program care este tot în centru din Carpați. Da? Deci, așa cum noi oamenii, când facem niște programe informaționale, le impregnăm, le implementăm în anumite teme, deci sunt calculatoarele în care te, te scriu, da? Și limbajul de programare, bine, ceea ce înseamnă Biblia este traducerea în cuvinte a limbajului de programare folosit pentru această uh, epocă și dat oamenilor într-o formă inteligibilă, Adică s-a da, transmit prin cuvinte, prin, printr-o formă de adresare la care avea acces toată lumea. Informația despre această perioadă, despre această epocă, deci toate informațiile trebuie doar să citim cu atenție. Ele sunt acolo. Da? Și ele se regăsesc, au tot timpul conexiuni, deci putem să ne tot întoarcem la uh, uh, informații sau putem să găsim conexiunile cu, cu elementele din viața noastră pentru că sunt. Nu este vorba de o habornicie religioasă sau de. Nu, eu am încercat să citesc Biblia de mai multe ori și uh, m-a ajutat, m-am zis la un moment dat. Faptul că am făcut un master de psihanaliză m-a format puțin, a format un alt mod de a uh, analiza informația și modul în care este ea transmită. Ce vrea să-ți spună dacă? Pentru că, din perspectivă psihanalitică informația are profunzime, nu este doar la suprafață mesajul format din cuvintele pe care le folosim, ci are un spațiu nonconștient care conține, de fapt, sursa mesajului. Ceea ce am făcut și în cărțile din Suita fie lumină a fost să decriptăm acest mesaj, ca să poată oamenii să înțeleagă că nu este o poveste, nici Biblia, și nici uh, centru energetic din Carpat, uh, care are ramificații și se văd, deci toți cei care au clar vedere pot să vadă și centru, și canalele, tunelele, și uh, conexiunile, și informațiile, și se poate vedea istoricul. Deci sunt uh, și avem clar vedere, cred că 98% dintre noi. Uh, chiar dacă oamenii spun nu, eu n-am clar vedere, ba da, toată lumea care vede în meditație vede datorită clar vederii. Toată lumea care simte, sunt oameni care au fost oameni care îmi spuneau, simt parfum de trandafir. Ăla e clar miros. Da? Sau spuneau, mie mie rece. E simt tactil. Sau mie cald. Adică nu s-a schimbat temperatura din interior. Da? Bun. Simturile subtile funcționează și cele tactile și cele olfactive și cele auditive și cele vizuale. Deci funcționează la noi toți. Important este să le credem. Pentru că din această tendință de a ne minimaliza valoarea, de a lua o imagine care de fapt nu ne reprezintă uh, de valorizată și cum va spune noi ca să spună cineva că suntem noi cu iulul pe pelea și ne arătăm mai grozav decât suntem, e bine, eu aș spune românilor să, să te uite la ei cu toată mândria și cu toată bucuria că sunt români. Pentru că au cea mai puternică genă, e gena dorită de toți care cunosc adevărul. Bun. Ceea ce spuneam și data trecută, și e bine să înțelegem. Și acum o să pun puțin ca o întrebare pentru ca prietenii noștri te poate tă nu singurii. Te întrebe dacă le spun adevărul. Dacă. Există o populație care a venit de undeva pentru că nu mai avea condiții, pentru că trăia în deșert, pentru că nu mai avea cum să te, te înmulțească și cum să te supraviețuiască într-un spațiu deșertic, dar avea tehnologie cu care putea să meargă în altă parte, practic te evadeze de pe o planetă muribundă. În mod normal, și în tehnicile de luptă. Sunt Tzu spunea, dacă o armată pleacă la război, trebuie să-și taie retragerea și flancurile. Deci nu poate să ia nici înapoi, nici în laterale. Și atunci e forțată să meargă înainte. Asta s-a întâmplat cu foștii parteneri. Ei nu mai aveau retragere. N-aveau unde să se întoarcă. În momentul în care se întorceau înapoi pe Draco, erau expuși în dispariție. Și atunci, singura lor șansă a fost să meargă înainte. Acest înainte presupunea acolo unde am fost trimiși, va trebui să devenim stăpânii. Și asta au făcut de milenii. Ca să poată cineva să devină stăpân peste cei care erau stăpânii de drept ai locului, e nevoie să producă schimbări. Ca să-i omoare pe toți, însemna să te piardă gena. Acestor oameni de aici, să te, te pierde legătura cu pământul de aici, să te pierdă legătura cu uh, istoricul, cu uh, cunoașterea de aici, cunoașterea locului, care e foarte importantă dacă vrei să trăiești într-un spațiu nou, total trăin, e nevoie să ai un ghid, să poți să vezi. Aici pot să stau, aici nu pot să stau, pentru că nici clima nu e tot timpul aceeași. Sunt foarte puține locuri în care se păstrează uh, o, o constantă și termică, și luminică, și energetică, și de, de toate felurile. Și atunci era nevoie de noi, cei pământeni, de aici. Dar ca să poată să, să, să fie condusă, totuși, planeta, de către cei care au venit, e firesc. Din punctul lor de vedere, să ne cadă puterile, să ne critique. Primul lucru, venind din cer, s-au dat drept dei. Au venit dei de, din cer cu care le lor de foc. Asta e în toate vechile religii. Nici nu mai trebuia să amintim asta, dar ca să, să facem o conexiune cu, cu ceea ce vreau să, să spunem. În momentul în care au uh, pozat ca zei, ca ființe superioare, evident au căpătat un ascendent foarte mare asupra celor cărora li se adresau și informațiile pe care le spuneau erau luate altfel decât dacă nu ar fi fost uh, puși pe, pe piedestalul zeilor. Dar așa au fost înlocuite popoare, așa au fost înlocuite istorii, așa au fost înlocuite granite, așa au fost făcute o sumedenie de schimbări care să vină în, în favoarea... Poștilor parteneri. Acum, uh, am spus-o de, deja de multe ori, e, te apropii anul de când uh, toată elita lor e, e plecată de aici. Au mai fost câte unii care v-am spus, erau duplicate și mai stăteau pe aici să pozeze, dar foarte puțini și s-au tot încercat, s-au tot dat mesaje care să păstreze o stare de tensiune, de grijă, de frică, de îngrijorare pentru viitor, de ce va fi, cum va fi, s-a creat și versiunea cealaltă a celor care spuneau nu vreau să știu nimic pentru că mă bulvertează, mă, mă dă peste cap și încep să, să fac atacuri de panică sau încep o stare de anxietate permanentă că nu știu ce se întâmplă cu, cu mine și nu nu gătesc locul sunt foarte multe stări negative create în ultimii ani cu, cu mesaje de genul acesta. Acum, n-aș putea să spun că e bine să fie citite, n-aș putea să spun că e bine să nu fie citite. Ceea ce aș putea însă să spun cu toată sinceritatea și fermitatea este că e bine să știm despre ce este vorba în propoziție cu credință. Cu credință, cu, cu convingerea că nu noi facem jocurile ce sunt făcute, Important este ca noi să acceptăm creșterea noastră vibrațională, să lucrăm cu noi, să începem să renunțăm la critică, la judecată, la ură, la furie, la uh, trăirile negative, pentru că le atragem înapoi spre noi. Deci nu... <laughs> nu nu, sunt lucruri pe care le dăm celuilalt în momentul în care noi ne apucăm să-i criticăm pe ceilalți, tot o oglindă eseniană. ne criticăm pe noi. Ne arătăm noi vulnerabilitățile și uh, uh, chiar folosiți, dragii mei, povestea asta dacă aveți o tendință de a vă uita critic la un aspect al cuiva. E al vostru, e în voi. Și gândiți-vă, luați caietelul și notați. Furie. Bun. Când, când am timp și ies din starea de furie, stau de vorbă cu mine, nu când sunt în starea de furie. Și stau de vorbă cu mine ce anume m-a supărat, ce anume m-a înfuriat, adică nu e o simplă tupărare, e ceva care mă, mă dă peste cap, mă, mă uh, scoate din starea mea de liniște dacă reușesc să mă înfuri. Lasă că afectează și organele, de deci ce mi afectează ficatul, afectează inima, circulația, tensiunea, dar uh, de ce? De ce? Ce anume nu accept? pentru că suntem aici, așa cum am spus de data trecută, să învățăm acest manual care ne-a fost dat, decriptat din limbajul informatic într-un limbaj comun pe care să îl înțeleagă tot omul și acum a venit examenul de maturitate. Da? Deci nu a fost degeaba dată Biblia, a fost, este cartea care a fost scrisă în cel mai mare număr de exemplare de-a lungul timpului, pentru că na, are și vechime, uh, dar publicată în ultimii ani uh, cu, cu frecvență foarte mare, pentru că de-a lungul timpului să te scrie o Biblie însemna de multe ori să fie mult script care te poate să scrie, pentru că se scria cu penite, cu cerneală, erau scumpe și penitele și cerneala și hârtia, adică nu era chiar uh, ușor să te poată uh, obține un exemplar întreg de Biblie, uh, era și foarte scump și te ne gândim că însemna ani de muncă pentru scribi și nu, nu, era ușor de, de, de asigurat financiar să te obțină o carte, deci un singur exemplar al Bibliei. Și cu toate astea, ea a traversat epocile și a adus informațiile mai departe. Deci, ceea ce avem noi de înțeles este că mesajele ne-au fost date. Uh, am spus de data trecută că foștii noștri parteneri cunosc Biblia mult mai bine decât noi pentru că pentru ei a însemnat o sursă de supraviețuire. Ei aveau nevoie să cunoască această lume, aveau nevoie să cunoască modul în care este organizată, modul în care funcționează mentalul omului teretru, modul în care funcționează legile universale în această zonă și cele în modul în care sunt respectate sau nu, deci unde sunt punctele nevralgice, pentru că așa s-a putut conduce omenirea. Da? Deci nu este nimic nici nou și nici dincolo de ceea ce se învață în școli. Important este doar să se facă conexiunea între informații pentru că ele sunt date și toată lumea le are. Într-un fel sau altul te găsesc. Uh, și uh, dacă ieșim din zona de a nu accepta și a ne manifesta, eu știu, poate nemulțumire sau poate neîncredere, uh, trebuie să vedem în primul rând de noi de ce le avem. De ce manifest eu nemulțumirea? Pentru că dacă eu manifest nemulțumirea, înseamnă că eu am o nemulțumire vis-a-vis de mine. Dacă manifest neîncrederea, la fel. Mă uit la încrederea pe care o am eu în mine, în primul rând. Adică, uh, vreau să spun oamenilor noștri dragi, prietenilor dragi, că înainte de a fi vorba de altcineva, în viața mea e vorba de mine. Doar de mine. Uh, în, în viața mea sunt eu, uh, ființa mea care are suflet, care are spirit, care are minte și care are un corp fizic. Aici este ceea ce mă interesează pe mine. Nu să văd ce face vecinul, ce spune vecinul, ce... Noi ne tot uităm și avem tendința de a pune vorbe de un anumit tip despre conducători. Oricum o să plece. Era foarte clar, adică era foarte clar din momentul în care au luat-o pe direcția pe care au luat-o. Uh, tot în Atlantida spuneam că trădătorii sunt primii care sunt omorâți de cei care i-au folosit. Și e firesc că oricine ar face asta pentru că vrea să scape și de martori și de oameni sau ființe care nu uh, dau dovada unei probități uh, morale. Dacă și trădează pe ei lor, sigur îi trădează și pe ceilalți. Asta e indubitabil. Face parte din uh, uh, modul de gândire, este uh, un proces specific uh, unor oameni și reprezintă un mod de a învăța din comportamentul celorlalți. Bun. De deci nu ce... facem previziuni, că nu am făcut niciodată previziune în această emisiune, dar vedem că la o simplă, bă, cum să spun atenție pusă pe știri, pentru cei care sunt foarte bine, cum să spun, rădăcinați așa și care cred mai puțin în zona asta, o să vedeți că nici ei nu știu astăzi pe cine vor propune, pe cine vor susține, pentru că sunt în această perioadă de bulversare, nu știu exact care este drumul, simt că pierd, simt că pierd puterea și există o lipsă de încredere pentru că atunci când nu te ridici pe adevăr și pe conștiință curată și pe niște valori pe care s-a clădit, clădit, clădit această lume și a rezistat mii de ani. Le fuge pământul de sub picioare, cu siguranță că și pentru noi, la nivelul țării noastre, așa cum se va întâmpla la nivelul Europei și al lumii, știm că anul acesta sunt 80 de țări care au alegeri, poate chiar mai mult, uh, vor fi surprize pentru că se pregătesc politic niște oameni și vor ieși și cu totul alții. Categoric. Uh... Dacă, n-aș vrea să fie un lucru, nu, n-aș vrea să fie considerată o critică, ci e o informație, nu toate persoanele care sunt în politică sunt oameni, da, uh, și cei care vor ieși de data aceasta în zona conducerii, uh, deși sunt mai multe fluxuri, posibilitatea este să fie și niște zone influențate și nebenefic influențate, însă se tot triază, e ca și cum imaginea pe care am avut-o a fost ca și cum cureți cartoful, dai coaja jos, coaja cu noroi. Și ceea ce va rămâne, va rămâne valoarea umană și rămân oamenii. În zona noastră va fi la nivelul uh, și la talia energetică zamolcțiană, deci va fi de alt tipar. De aceea este nevoie ca noi să începem să schimbăm versiunea D. Îmi <coughs> este frică, vai de noi ce o să se întâmple, e greu, e atât de greu, dar nu se mai termină, e o perioadă așa de grea, dar lasă că s-au terminat, au mai fost și altele tot așa grele și s-au terminat. Lasă că te duc și astea și... Bun, e adevărat, te duc. Cum? Că vin altele. Dar dacă nu vin altele mai bune, nu vin pentru că noi nu suntem pregătiți pentru altele mai bune. Da? Din alt punct de vedere, pentru că de data aceasta nu se mai pune problema cât supraviețuim. Și te pune problema continuării vieții în noua frecventă în care planeta a intrat și continuă să fie, că nu putem da înapoi, pentru că nu putem să mutăm planeta de pe orbita ei și să i schimbăm precesia și să i schimbăm revoluția și să schimbăm rotația, pentru că am vrea să mai continue niște milenii de dimensiunea a treia ca să se ducă tovarășii care au venit de pe Draco liniștiți înapoi pe planeta lor. Planeta lor este resetată și planeta lor va fi locuită de altcineva cu alte vibrații. Ei, pentru că nu au făcut o creștere vibrațională, te duc pe o planetă care are vibrație mai joasă, adică nu te duc pe o planetă cu, cu vibrație mai ridicată. Uh, nu ca pedeapsă, Deci e bine să înțelegem: nu este vorba de pedeapsă, este vorba de uh, uh, o conectare la vibrația uh, potrivită. Adică, dacă o entitate are vibrație pentru planul minus 2, acolo se duce, pentru că acolo are conectarea. Deci nu poate să, nu se amestecă mere cu pere sau gutui cu cireșe. Nu sunt aceleași lucruri. La fel și la, la vibrațiile noastre, deci ele sunt niște lucruri foarte reale. Sunt o grămadă de oameni care studiază fizică, chimie, studiază legile manifestărilor. Și cunosc foarte bine aceste vibrații. Deci, te dau în, în ultima vreme o grămadă de grafice uh, și sunt explicate. Tocmai pentru că nu toată lumea are ținut uh, idele de la matematică și de la fizică din liceu. Ele au fost învățate, au fost predate, au fost explicate. Noi le-am știut de atunci, le putem folosi pentru că le-am învățat odată. Da? e nevoie, așa cum se și întâmplă, ca în fiecare domeniu să se primească o explicație. Ce înseamnă graficul ăsta? Păi uite, pentru furtuna asta geomagnetică înseamnă așa, se manifestă așa și înseamnă lucrul ăsta. Foarte bine, deci bravo celor care uh, dau informația și o dau uh, inteligibil, o dau pentru toată lumea, ca toată lumea să o poată înțelege. Ceea ce, ce vreau să înțelegem este că unu, Ce am spus data trecută, Biblia ne învață ce avem de făcut și doi. Dacă noi învățăm, mergem mai departe. Dacă nu învățăm, nu. 3. Suntem în planul în care te se face selecția. Deci, deja a început această morișcă să te învârte și nu este vorba de ceva negativ. Este vorba de. Toată lumea a trecut prin, mă rog, presupun că toți ascultătorii noștri deja au depășit vârsta bacalaureatului, te știe, te duci la examen. Uh... Și a trebuit să înveți N materii uh, și dai examenul ca să dovedești că ai fost acolo, că ai învățat și că ești pregătit pentru a merge mai departe. Da? Nu te ia examenul de bacalaureat înseamnă că nu a fost învățat la nivelul satisfăcător, ceea ce a trebuit învățat până la, la vârsta respectivă. Și atunci te continuă învățarea până când te ia bacalaureatul. Asta facem acum. Este intrarea în bacalaureatul uh, planetar. Și vorbim despre aceste momente de niște ani, sunt foarte mulți oameni și prietenii noștri sunt uh, minunați și acum la, la constelat în Maraton au fost niște oameni deosebit de frumoși și vin oameni foarte frumoși cu sufletul acasă, cu, cu mintea acasă, adică care știu pe ce, pe, pe ce picior stau. Și cum, cum e viața și ce, ce au de lucrat cu ei înșiși, pentru că lucrează și uh, sugereți tuturor să înceapă să lucreze cu ei, pentru că asta este șansa noastră. Adică trec cei care lucrează cu ei. Versiunea, da, da mie mi-e rău, da, da eu nu pot, da, da eu nu vreau, da, eu nu știu, dacă uh, eu acum încep, pot eu să fac salturi sau să, nu, nu, salturi nu, pași. Dacă vreau să fac în salturi sau dacă vreau să-mi redolve altcineva povestea, încă nu am cum să merg mai departe, pentru că merg mai departe pas după pas, după pas, după pas, la fiecare acumulez informație și mă transform și această transformare va produce o modificare a vibrației mele. Puncte de cât de mult încep să înțeleg despre ceea ce sunt, despre cine sunt, cât de mult respect am pentru mine ca și creație, Uh, și cât de mult mă, mă conectez eu la creator. Uite, am avut un feedback de la cineva de la Constelație legat de îmbrătișare și în momentul în care îmi spunea că a avut uh, o conștientizare foarte intensă legată de îmbrătișările pe care le dăm eu și fica mea, Sonia Iulia. Îmbrătișarea asta e îmbrătișarea în care iei omul îmbrate și fii îmbrate. Adică chiar nu e o chestie în care ne prefacem că ne pupăm fără să ne atingem. Suntem acolo. E, imaginea care mi-a venit, ascultând metajul Doamnei, era că și celulele noastre au un fel de mânute cu care le prim pe celelalte celule și în felul ăla se îmbrătișează și stau permanent împreună și o iubire totală între ele. Ele se respectă, se iubesc, trăiesc împreună și înțeleg că sunt împreună în același corp, unele în același organ, altele în organe diferite, dar sunt împreună într-o misiune de a merge mai departe, de a duce mai departe corpul. Da? Bun. Când încep celulele astea să-și facă de cap, începe să se afecteze întregul sistem, tot corpul suferă. E, noi suntem la nivel uman, Celule care îi îmbrătișăm pe ceilalți, îmbrătișăm, îmbrătișăm pe ceilalți oameni ca și pe alte celule da? cu care formăm umanitatea. Dacă noi punem înaintea uh, boilor carul ca să te împiedice, să nu poată, să continue drumul, e alegerea noastră. Dacă vrem totuși să mergem mai departe, e bine să nu mai găsim motive și motivații de a nu te face, de a nu crede, de a nu fi, de a nu putea, de a nu vrea, de a uh, prăna în toate felurile și o spun în niciun caz, Doamne, iartă-mă ca pe, pe o critică, ci ca pe un program de funcționare. Da, Deci este timpul să ne dăm voie să avansăm, ținându-ne de mână, pentru că împreună facem viitorul împreună putem să mergem mai departe. Dacă trece un singur om, nu are cum să supraviețuiască. Pe Adam l-a făcut Dumnezeu cu toți algoritmii, corect, perfect, frumos, și capabil, deștept, avea în grijă de toată grădina raiului. Și era singur. Și a trebuit să -i o facă pe Eva, să aibă pe cineva ca să nu te mai simtă singur. Această singularitate nu se referea la neputință, te referea la a crea un program de grup social. Pentru că tot ce a fost făcut a fost făcut din grupuri de entități. Corpul nostru e făcut din grupuri de entități, de celule, care fac organele, aparatele, sistemele și apoi organismul. Da? La fel, oamenii. Se adună în grupuri familiale, grupuri sociale, grupuri de vecinătate, de localitate, de județe, de țări, de continente, de ce sunt. Bun, toate acestea, de fapt, sunt modele existențiale care nouă ne dau de înțeles. Dacă noi suntem în uh, acord, dacă noi ne susținem reciproc, păi dacă eu susțin celula B și celula B mă susține pe mine, și putem să mergem mai departe. Dacă nu... Noi singur ne frânăm viitorul. Noi singur ne dăm la o parte din calea a ceea ce vine din calea viitorului și în loc să mergem uh, spre lumină, pre bucurie, pre integrare, ne separăm. Separarea e o cale perdantă. Și atunci e bine să fim puțin atenți la uh, ceea ce se întâmplă. Uh, apropo de, de căile de Adam. O îmbrățișare înseamnă, dincolo de gest, care are semnificația lui, este un transfer de energie, e un transfer de iubire, de sensibilitate, de dorință de bine, de susținere și este ceea ce avem nevoie cu toți. Pentru că, în esență, noi suntem îmbrățișați în permanentă de Dumnezeu. El ne ține ne în bratele lui și ne, ne duce mai departe. Nu a făcut degeaba raiul, ci l-a făcut ca să-l dăruiască oamenilor. Nu i-a făcut degeaba pe primii oameni. I-a făcut ca să fie niște modele și să fie și niște uh, modele genetice, deci nu doar modele umane vizibile, ci și modele genetice. Genetica nu este știință foarte veche, deși în Biblie te regăsești foarte multe din traducerile modelelor genetice. Să regăsesc în comportamente, în povești, în reacții povestite, în decizii luate, în reacții la decizii. Deci, toate acestea fac parte din programare. Modul în care a fost omul programat și n-ar fi existat reacțiile acestea dacă nu erau puse în program. Așa cum n-am fi văzut dacă n-am fi avut un organ de vedere. Da? Și dacă nu ar fi existat și creierul care să proceseze, pentru că nu ochiul face imaginea. Da? Deci centrul vederii este cel care asamblează milioane de bit ca să poată să creeze o imagine și să o facă și traductibilă. Bun. Deci ceea ce putem noi să, să, să facem acum este să fim atât de prezenți în ființa noastră, atât de prezent cât ne-a învățat tu să fim. Deci nu degeaba vorbim astăzi de bună vestire, care a fost un examen de maturitate al omenirii, Iisus a venit, a transmis informațiile. că am putea spune, da, dar oamenii n-au fost pregătiți pentru că l-au omorât. Cei care au decis omorârea lui Iisus sunt cei care decid și acum tot ceea ce se întâmplă pe planetă. Da? Uh, și cei care au avut de învățat au avut ochi de văzut și urechi de auzit și l-au văzut pe Iisus, l-au simțit pe Isus, l-au înțeles pe Iisus și au urmat învățăturile lor, lui, n-au fost mult, dar au dus învățătura peste milenii. Și învățătura asta continuă. Aceeași poveste se întâmplă și acum. Cei care înțeleg învățătura merg mai departe, cei care nu o înțeleg, uh, ori te ducă mai departe fizic, adică pe altă planetă. Pentru că uh, vor merge pe o planetă unde vibrația planetară este comparabilă cu vibrația lor individual. Și așa este corect. Da? E ca și cum uh, între specii s ar pune problema cum ar fi să se împerechezi de o girafă cu un șoricel. Oare și cum nepotrivit. E, la fel și la uh, vibrațiile acestea, o entitate care are, are o anumită vibrație energetică poate să trăiască în modul cel mai potrivit pentru programul său de viață, acolo unde este planeta cu o vibrație uh, compatibilă. da, Deci nu oriunde. În acest fel se poate uh, uh, înțelege că ceea ce urmează s-a încercat până acum să fie cât de mult a putut ușurată trecerea. De către cei din Lumină. Cei din Lumină care controlează, urmăresc susțin din astral, cei care au venit pe Pământ non-fizici, cei care au venit pe Pământ fizici, cei care sunt în. Pentru mine e Templu în Carpath, în Bucești, ceea ce este acolo. Și prima oară când am intrat acolo era cu timp înainte te știe, pur și simplu am intrat fără să știu unde am intrat, pe urmă am văzut ce e și de ce, uh, dar acest lucru este, această construcție este. Uh, Construcțiile piramidale, dacă piramidele din Egipt ar fi îmbrăcate cu pământ și s-ar pune pădure deasupra, uh, ar arăta ca mult. Ar fi niște munt, mai mici sau mai mari. Acum depinde cât de mari sunt necesari. Ceea ce este în Bucegi depășește pentru foarte multă lume așteptările. Când am fost prima oară am văzut cum s-a pornit potopul pur și simplu pentru că era să apăs pe butonul ăla și mi a arătat ce se întâmpla dacă apăsam pe, pe, buton. Deci ceea ce, ce e de înțeles este că planeta asta e mult mult, mult mai misterioasă, mai bogată, mai inteligent creată decât ne-am aștepta. Ce am învățat noi la, la, în manualele noastre de istorie, de biologie, de geografie, de mai studii mai avansate, geologie și eu știu, și cibernetică, uh, e puțin față de ceea ce este pus în această planetă. Și atunci, aș vrea ca oamenii noștri dragi, prietenii noștri dragi, să înțeleagă că suntem într-o perioadă cu totul și cu totul unică, că este această perioadă de trecere și că, iarăși un sfat pe care aș vrea să-l integreze toată lumea, ce dăm aceea primim. Deci, înainte de a ne apuca să criticăm, să ne certăm cu ceilalți, să luăm poziția de eu nu pot, eu nu dau, eu nu, nu dau, nu, nu primesc. Dacă iau fără că dau, înseamnă că la un moment dat voi pierde dublu pentru că am luat și ceea ce nu era al meu. Acest dat te referă și la cuvinte, te referă la multe. Am putea spune, am zis, acum vreo doi ani jumate, legat de aurul care a plecat din Carpați. Cu el s-au cumpărat teritorii imense. S-au cumpărat. Cei care au luat n-au dat înapoi, pentru că nu pentru asta au uh, luat. Și în momentul în care te face schimbarea, Raiul se va extinde. Și acolo unde s-a dus pământ din Rai, uh, aur din Rai. Uh, și s-a dus și genă din Rai. Bun. Asta înseamnă nu că vor rămâne tările care au cotropit și care și-au întrușit ce nu era al lor și care au luat vieți, pentru că acolo vor primi ceea ce au dat și că lumea care rămâne pe tera este cea care dă, este cea care are putere să dea, este cea care are originile în rai, originile naturale, nu obținute cum s-au obținut de-a lungul timpului. De aceea, dragii mei, de pretutindeni românii. Gândiți-vă că sunteți cei mai bogați ca genă și să nu fie luată în de povestea. Nu trebuie să mă ascultați pe mine, puteți să ziceți ce vreți, dar uh, dacă mi-am asumat să spun lucrurile acestea, sunt pentru că le cred cu toată fermitatea și pentru că am văzut atât de multe lucruri în planul subtil încât S a conturat o altă imagine a realității față de cea vehiculată în planul fizic și um, mediatizată, care ridiculizarea românilor și a României și a Pământului Sacru, tocmai ca să nu ne dăm seama de valoarea noastră. Deci sunteți oamenii cu istoria cea mai frumoasă și cu genetica cea mai frumoasă și cu gene de îngeri, așa că bucurați-vă de asta, oameni buni, și iubiți-vă! Dați-vă voie să fiți cu adevărat români! Și să ne dăm voie să mergem mai departe, pentru că înainte de a termina, ce aș vrea să mai spun, există posibilitatea ca ceea ce s-a creat ca suport să ajute, dar ajută pe cei care vor să te ajute, nu pe cei care vor doar să fie ajutați. Uh, manifestarea în plan fizic a acestor două aspecte este că cei care lucrează cu ei vor avea o trecere lină cei care nu lucrează ci așteaptă să primească și tot timpul aștepta să primească uh, au două versiuni nu trec sau dacă își doresc cu adevărat să treacă vor trebui să muncească foarte tare cu ei foarte mult, foarte intens și cu toată sinceritatea nu cu versiunea mi se cuvine și pot să fac ce mi de mie prin cap că Dumnezeu nu există și nu mă vede Mă vede. E cum creierul nostru primește comandă de la informații, de la toate celulele din corp. Noi suntem celulele din corpul lui Dumnezeu și el primește informații despre tot ce gândim și vorbim și facem și trăim și știm și nu știm. Tot. Mulți o să zic că nu știm cum să facem și cum să ne pregătim această trecere și cum nu trebuie decât să, să ne lăsăm să simțim. Pentru că dacă ne lăsăm în a simți lucrurile așa cum sunt vom înțelege fiecare. Deci nu este nimic complicat, nu trebuie să ai cine știe ce cursuri, nu trebuie, trebuie doar să, 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 să faci în așa fel încât să simți ceea ce se întâmplă în jurul tău. Este clar că uh, noi, ca ființe, suntem în plină transformare acum și uh, corpurile noastre încep să se readapteze la ceea ce, la energiile din jurul nostru, uh, am citit articole scrise de oameni de știință care au spus: Ca să trecem mai ușor, trebuie să ne schimbăm puțin și alimentația, și stilul de viață. Uite, apropo de alimentație, să nu uităm să consumăm grăsimi, să ne ajutăm creierul și să se renunțe la uh, alcool, dacă se poate definitiv, sau dacă se, se bea, să, să se uite la un pahar de vin. Și în rest să lăsăm lucrurile așa, pentru că uh, universul, Dumnezeu, uh, adaptarea noastră, transformarea noastră este una organică, normală, reală și vom trece mai departe. Vom avea și foarte programată. Și programată, dacă, dacă ne vom lăsa în voia simțurilor, dar nu în voia simțurilor, de mâine doresc să fumez, nu știu cât sau să beau, nu. În, în voia simțelor, um, cum să spun, cele indispensabile vieții. Da? Atunci vom trece foarte ușor. Da. Vreau o să. Te... ne spune că vom trece. Da, da, da. Deci. Vreau să ne vorbești, Florentina, despre maratonul de constelații și să știi că. Am spus că au fost oameni cu totul și cu totul deosebit pentru că, dincolo de faptul că au fost niște teme deosebite, modul în care s-au revelat informațiile a fost pentru un nivel energetic deosebit de înalt. Adică, eu până acum am făcut niște sute de constelații și sunt ani de când fac constelații și au fost teme care au ridicat enorm de multe lucruri în, în atenția noastră care au arătat lucruri și entități și programe și niveluri existențiale și modalități de manifestare pe fiecare nivel existențial, efecte care se obțin, cauze și efecte, cauzalități existențiale, deci au fost niște constelații cu totul și cu totul speciale. Și sâmbătă și duminică, deci au fost constelații grele și constelații în care s-au arătat și entități fizice și entități non-fizice, s-au simțit, s-au lucrat, s-au cunoscut, s-au integrat uh, informațiile. Deci a fost, uh, pentru mine a fost un regal. Și un regal a fost, în primul și în primul rând. De câteva luni a început să se trezească în mod real multă lume și să, să dea voie sufletului să simtă și informațiile la care te conectează energiile entitățile și uh, energiile entităților, uh, să fie de o, o altă putere și să poată să te facă constelații care să. să cu de fizicul și non-fizicul, vădutul și nevădutul, în uh, ansamblu manifestărilor uh, uh, care generează problemele de viață, care generează conflictele pe care le avem de rezolvat, tocmai ca să poată să fie devoalate. Dar a fost ceva spectaculos. Uh, uh, oameni care deja au înțeles. Acești oameni sunt pregătiți să treacă pentru că au înțeles că... Uh, fizic și non-fizic conlucrează în existența noastră. Și au fost spectaculoase. Spectaculoase au fost. Deci, pentru mine a fost o bucurie continuă. Deși, deși e copleșitor, e un consum energetic enorm de mare, și nu doar pentru mine, și pentru persoanele care au participat, și pentru fica mea că, deci, o zi, ghidez eu, o zi ghidează ea. Consumul energetic pentru noi este imens pentru că ne ramificăm pe multe niveluri, fizice și non fizice, fiecare cu ramificațiile ei. Uh, niveluri temporale, uh, niveluri spațiale, adică este o, o inflorescentă deosebită, dar cumul acesta de informații are o bogăție colossală. colosală. Deci, 7 aprilie, da? Da, șase, șapte, da, urmează, da, da, așa este următorul Scrierile? moment. Poftim? Înscrierile cu mesaj pe WhatsApp 0722 908037, da, 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 Florentina este uh, site-ul și uh, te se vor pune... Uh, Programele pe site-ul te poate. poate informațiile, face. Da, da. Da, da. Informațiile, așa, -i. da. Să trecem puțin prin cărți. Da, abia acum încep să fie cu adevărat uh, înțelese, pentru că uh, până acum ce am făcut am fost să. Uh, am vorbit despre creație uh, mai mult într-o manieră teoretică. Acum intrăm în uh, forma de manifestare tangibilă pentru noi. A creației și a programelor care au fost însemnate în Biblie și pe care noi le-am decriptat pentru nivelul nostru uman, pentru nivelul nostru de acum, pentru că la un alt nivel o să fie alți oameni în viitor care o să decripteze planul celălalt de, de informații, pentru că este și unul pentru planul subtil, dar ele acum sunt. Mai mult decât necesare. Sunt pâine. Sunt pâine adilnică, Pentru că uh, nu are legătură. Au fost scrise prin dicteu, deci nu că sunt scrise de mine. Uh, și faptul că dau informațiile prin care noi să ne înțelegem pe noi și să înțelegem care este procesul și ce avem de făcut noi cu noi și ce avem de făcut noi în viața noastră și noi în, în relațiile cu, cu cei de lângă noi, și te putem să uh, înțelegem pașii pentru a merge mai departe în uh, dimensiunile luminice. Uh, și suita te fie lumină și povestea cu și dinozauri au uh, uh, semne de întrebare legate de cum am gândit noi, existența lor, de ce au apărut, de ce au dispărut. Uh... Și să nu uităm de suită, acum este da. un pic promoțional. Așa este. Așa adică, e. O să fie lumină, este a are, are un preț promoțional, toate cele patru cărți puteți să le cumpărați la un preț extrem de accesibil. Da, Florentina, îți mulțumesc tare, tare mult pentru această seară. Le doresc că tuturor să aibă o, o, cum să spun, o săptămână ușoară. Și le-aș mai propune asta, că au timp să revadă emisiunea asta încă o dată. Pentru că ai dat informații extrem de importante și lucruri pe care trebuie să le știm ca să putem să ne, să fim pregătiți. Așa este, așa este. În fond asta facem, ne pregătim. Încă o dată vă mulțumesc, vă doresc să aveți fericire în suflet și putere în truc, să treceți cu bine peste săptămâna ce vine. Vă las cu Florentina și cu meditația. O seară minunată. Mulțumesc, Florentina! Mulțumesc, Colga, mulțumesc, Maria și mulțumesc tuturor ascultătorilor noștri și tuturor iubire și pace. Continuăm călătoria cu un nou drum, un drum al nostru către noi înșine. Un drum în care aș vrea ca împreună să trăim experiența rolului nostru în viața noastră. Motiv pentru care te invită, te o poziție confortabilă, preferabil să sedândă Și aș prefera așa pentru că vei avea nevoie să te vezi într-o poziție de acțiune, într-o poziție în care te poți mișca și în care poți să iei decizie. în această poziție, o să te rog să inspiri profund și rar de câteva ori. Și te lași ca întreaga ta ființă. Să te purifice. cu energia divină și cu dorința ta de purificare, cu intenția ta de a te vindeca de toate rănile trecutului, de toate neputințele, de fracturile din credință, fracturi care lasă loc fie nesincerității, fie neasumării, fie neputinței sau oricărei frâne pe care te-ai pus-o tu în viață. Doar tu te-ai pus frânele. Versiunea că le-a pus altcineva face parte din neasumare. Așadar, dă-ți voie să accepti schimbarea ta alchimizarea ta, integrând lectile neintegrate până acum și depășind faza egotică care spune eu știu, nu mai am nevoie am făcut, sunt bine. Ok, lucrez cu zonele unde încă nu ai lucrat. Fiecare dintre toți cei care suntem pe pământ avem zone cu care încă nu am lucrat și zone cu care este necesar să lucrăm. după ce simți. Că ai făcut curat în energiile tale, o să te rog să vizualizezi că în fața ta este o oglindă care te arată în mărime naturală. Nu e bine să vezi această oglindă și să o vezi în mărime naturală, pentru că vreau ca imaginea pe care o primești să-ți producă conștientizările necesare. Nu întâmplător esenienii s-au referit la oglinzi. Și pentru că au programul existențial, programul de evoluție al omului, a omului, și modul în care funcționează. Și pentru că în oglindă te vezi, în oglindă vezi mișcările, în oglindă vezi obiecte pe care le ai la tine, mișcările pe care le faci cu ele. Și o să te rog, să te imaginezi că ai într-una dintre mâini sau în amândouă, un obiect. Pe care poți să îl arunci pre imaginea ta din oglindă. Evident, nu ceva care să spargă oglinda. Cel care este în oglindă sau cea, ești tu. Cine a aruncat obiectul, ești tot tu, Din afara oglindii. Dar tu ești și persoana din oglindă Da, deci reflectă imaginea ta și mai reflectă că tu ai aruncat un obiect în oglindă. Această imagine este imaginea pe care o vei. Acel obiect pe care l-ai aruncat și care s-a întors la tine prin imaginea pe care te a reflectat-o oglinda, sunt sau este un obiect sau un cumul de obiecte cu care tu îi lovești pe ceilalți. Cine e în oglindă e imaginea ta, nu ești tu. Și este cel care stă în fața ta, de data asta imaginea ta. Poate fi oricine acolo. Ce dai tu, pre celălalt, e ceea ce se întoarce la tine. Oglinda doar te ajută să înțelegi acest proces. Vorbele tale de critică, de judecată, de ceartă, de supărare. De furie, de ură, toate, toate. Și cele de neputință, și cele neținere, și cele de înșelăciune, toate sunt cele care te întorc la tine. Evident, și cele de iubire te întorc la tine. -ai putea spune că tot ce trăiești este doar ceea ce îți dă Dumnezeu. Doar că Dumnezeu te-a dat puterea să dai și tu. Tot ceea ce dai Pentru că în jurul tău sunt oglindile tale este ceea ce primești. O să te rog să fixezi bine imaginea în care obiectul sau vorbele sau cei ale. Să arunci spre persoana din oglindă a ajuns la tine și să fie un punct de referință în mintea și în sufletul tău pentru toate situațiile în care simți să arunci cu ceva în cineva, pentru că arunci în tine. Este o formă în care o informație vizuală poate să te facă să spui stop. Dacă tu decizi și dacă decizi să faci transformarea. Eu îți doresc mult succes ca să poți să faci acest lucru și sugerez să încerci cu mai multe lucruri pe care le arunci către imaginea din oglindă poți folosi lucruri din realitatea ta. Poți să-ți imaginezi că în oglindă este o persoană care i-ai spus niște lucruri neplăcute. Sau i-ai făcut niște lucruri neplăcute. Și să vezi ce simți când ele se întorc la tine. Pentru că acea persoană a fost acolo ca oglinda ta, ca oglindă, ca să reflecte ceea ce aveai nevoie să înveți, să faci sau să nu faci. Ce e bine să întoarce, ce e făcut cu alte intenție decât de bine se întoarce. Toate se întorc. Așadar, te las să continui să lucrezi cu tine și poți să faci acest lucru ori de câte ori vrei. Poți fructifica timpul de mers cu tramvaiul sau metroul, vizualizând ce-ți faci tuție. Rămâi cu iubirea mea pentru tine cu gândurile de bine și cu dorința de bine, pentru că și eu fac aceste lucruri pe care sugerez să le faci tu și voi continua și eu cu lucrul meu. Ne revedem data viitoare și până atunci îți mulțumesc că ești aici. În cabinetul meu de psihoterapie și terapie cu copii, este un cabinet în care vin foarte, foarte mulți copii. Lucrând cu copii care sunt hiperkinetici, au un anumit comportament dezorganizat, agitat, am putut să observ că aerul proaspăt îi ajută să fie un pic mai liniștiți, să fie mai atenți cumva, să-și poată focaliza mai bine atenția în momentul în care au sarcinile de îndeplinit și le dă o stare de bine. Vi-l recomand cu încredere și să aveți propria experiență.